Anul ăsta sunt iarăși alegeri. Așa că acum iarăși se dau lichidări de conturi, știi, în țară. Și nu numai. Poate și Moldova sau... Acum zic de Moldova, că celelalte teritorii românești nu sunt sub steagul oficial românesc acum. Bucovina mea, Bugeacul Andrei și altul. Cadrilaterul, Bălgaria Armână, Serbia, Voivodina, Novi Sad, Megleno-Românii, Istru-Românii, Vlaherne. Au fost anul, mă. Și atunci ce vreau să vă zic? Cum l-am cunoscut pe Eminescu? Domn profesor, domn profesor, vreau să-ți povestesc cum l-am cunoscut. Am văzut că ai făcut acolo o treabă, o chestie, ceva. În Târgu Jiu. Frumos, frumos. Eu am neamul la Târgu Jiu. Băi, tatăl. Așa, am acum vreo 8 ani, așa, poate. Mă înfundă iarăși, știi, la Hâdăul Petrache. Mă bag acolo la parter, în sală, știi? Dai seama că fără motiv, da? Nu. No. Ei nu gândește că l-o le... Ei beau bere, nu... Nu iau pastile. Camarero. Și atunci mă bag acolo și era un tip care stătea în mijlocul camerei, era pe patru, pe parte și pe alta, cameră mai mare, și stătea acolo singur, știi? Și era leit Eminescu. Bine, asta a fost atunci. Și, cum să zic, nu, el nu vorbea atât, dar eu ziceam, bă, tu ești Eminescu, bă, tu ești al lui Eminescu. Și da. Mai ziceam ceva eu. Mă atâta. Bă, frate, și mă duc eu anul trecut la spital, nu? Trebuie tratament, chestii. Și nu mai eram eu, nu l-am mai văzut pe ăla. Și credeam că, nu, e bolnav. Și cu cine crezi că dau bot în bot? Sau nas în nas? Cu Eminescu. El spăla, am stat cu el în cameră, el spăla coridorul, camerele cu mopuri, cu treburi din alea, ce să facă. Muncea băiatul și stătea și fără, n-avea bluză, stătea fără, până la brâu, numai pe pantaloni și am stat cu el în cameră, știi? Și a fost, pentru mine a fost ceva extraordinar. Să și mă înțelegeam că, și era, e ca un porumbel. Asta impresia că atunci nu, când l-am văzut la Beci, am zis că, bă, nu. Eminescu, Eminescu, dar după aia să muncească și fiecare zi ajuta infirmierele alea. Și era un băiat epocal, un băiat epocal, ca să zic așa. Deci, eu n-am nevoie să citesc ei l-au văzut pe Eminescu sau să cumpăr un cinciar, știi? Sau medalia de la Casa de Monede cu Eminescu. L-am văzut, frate. L-am văzut. Acum, știi cum e? Eminescu o singură greșeală a făcut. Dacă ar fi combinat, deci vezi, avem aici patru cărți, nu? Dacă ar fi combinat poeziile, așa au mai încercat el, cu Evanghelia. Dacă ar mai fi combinat poeziile cu Evanghelia. În rest, vrei să-ți mai spun ceva, domnul profesor? Domnul Badea. Ghiula. Că și eu sunt tot Ghiula. No, hai că-ți spun. Tocmai am venit din Ghiula. Știi cine zice asta? The Lost Jewish Music of Transylvania. De la muzicaș Gerta Gutaș.